salutat și bine ați venit la un nou clip din Casa de Terariu, nu? Păi... Cam așa? Așa vine? Păi, dar stai un pic. Așa vine? Păi, stai un pic. Care e Casa de Terariu? Că tu ești acolo, eu sunt aici. Cum facem? Păi, da, tot cu animale sunt și eu, nu? Păi, tu ești cu animale, dar cum regizăm toată treaba? Cum o rezolvăm? Că sunt eu aici. Păi, nu știu. Nu știu, tocmai de-aia v-am delegat pe voi. Nu mă mai bag acum. De ce zile sunt în vacanță? Zi, ești... O, ce vacanță ai și tu? Da, stau la mall, mă prind la mall toată ziua. Auzi, vrei să-ți faci puțină reclamă? Să zici unde te găsesc cu oamenii acum, în perioada asta? Noi suntem până pe 5 aici. Zi unde? Iulius 9, Suceava. Până pe 5. Deci acolo te găsesc până cu oamenii. Până pe 5 iunie. Acolo te vor găsi oamenii, da? Da, și inclusiv pe mine, fiecare zi că stau aici, boschetar. Da, uite, am scăunier. De la de bătrână? Da, bă. Hai, dai drumul la treabă acolo și nu mai plecam cu să vină. Auzi, faptul că ești plecat, nu trebuie să faci pe șeful cu mine, adică am toată casa la dispoziție, pot să fac ce vreau aici, când te întorci, e treaba ta. Hai, că ne vedem oamenii ăștia când ți-arăt amințul. Hai, vorbim, pa! Salutare și bine ați venit Casa din Terariu, cum a spus și domnul Alex, nu? Avem o surpriză astăzi, da? Până atunci hai să mai ne jucăm un pic. După cum vedeți, casa este goală, Alex nu este. Alex este plecat în Suceava, nu uitați să-l vizitați. Julius Mall, expoziție cu reptile. Nu uitați să-i faceți o vizită chiar. Săracul e foarte abătut, să zicem așa. Avem o surpriză. Au ieșit carpetele din houă, să zicem așa, și din ouă. Astăzi, ca și delegat, va trebui să-i scot de aici și să-i bag într-o cutiuță și să-i lăsăm acolo. După cum știți foarte bine, șervețele, un pahar cu apă, un vas cu apă, sper să mai am apă pe aici. Dacă nu, revin imediat. Am uitat elementul surpriză, apa, ca o nevoie. Le punem un pic de apă pentru hidratare, să bea și apă. Bun, și aici avem așa. Femeia a fost Jaguar Gold și mascul a fost Jungle. Au fost făcute pe 22-a, 3-a. Ole. Hai să vedem ce avem aici. Ce frumusețe avem. Și acum să ne rugăm că nu capsează. Acesta este unul. Trebuie și mie drumul la deget. Așa. Asta e gol. Ce se poate scoate de aici. Ia, mă, te-ai gândit să mă încapsezi? Sunt niște viermișori mici. Și văd că sunt foarte... Vreau să te ajut eu cu mâna asta la altă? Dacă poți. Nu știu cum să mă bag în ei. Deci tu ești obișnuit cu ei. Să fii capsat și mușcat. Eu nu sunt obișnuit încă. Dar sper să se schimbe această situație. Ok. Mai avem doi aici. Doi, nu? Așa. Câți avem în total? Și încă două bucățele aici. Și mai avem aici, ăsta e gol, ăsta e gol, ăsta e gol, ăsta e gol. Și ăsta e gol. Mai e unul care încă a rămas în interior. Nu știu ce se va întâmpla. Să vedem, să sperăm că o să iasă. Zilele următoare o să fie aici domnul Casper să-l pun aici, să mai uite din când în când la el. Cam asta este tot legat de carpeți ce au ieșit acum. Acestea îl punem înapoi aici
Și ăsta, cum a zis domnul Alex, nu uităm, îl vom pune mai jos un pic. Momentan, aici e tot. În schimb, așteaptă Alex-ul de la Variable Kingsley, Variable. Momentan n-a făcut nimic. Eu i-am pregătit substratul cu vermiculit. Să sperăm că va face zilele astea, la fel domnul Casper va fi aici să îi întâmpine. Și apoi facem un cultor de casă, nu? Să vedeți cât de goală e. Cât de mult ne distrăm în ea. Aici este camera unde vor sta toate exoterele. Momentan sunt decât două aici. Vor mai fi și altele, mai facem un rac din metal pus aici și aici vor sta doar cele de la exotera. Aici momentan doar atât. Și camera cea mai mare unde este și Marcel, după cum vedeți, este foarte goală. Foarte, foarte goală. Totul se va ocupa când va veni Alex din delegație, să zicem așa, nu? Să vedem ce planuri mai are de făcut și ce mai vrea să facem. În schimb, avem aici, să vă arăt, și o LED de la... Că am mai scos de la... Ce m-a scos? De că mă știu cum i-a zis, dar am uitat. Motley, parcă. Motley, parcă. Nu mai știu nici eu. Sunt toate ouăle aici. Mai e o cutie care a scos acum, din păcate n-a etichetat-o. Alea mă sunt, de la Motley. Da, de la Motley. Hetaneri, parcă ceva de genul se zisese. Și aici este cutia pentru Variable Kingsnake, ce-am pregătit-o și-am pus-o înăuntru acolo. Pentru... Ai face munca mea celor domnul Casper. Și cam asta e tot. Momentan, casa este goală, este plăcută. Ce să mai spun altceva? Dacă are domnul Casper ceva de adăugat, să ne spună și el cum mi se pare munca. Dragilor, cam asta este tot. Sper că este suficient. Nu știu ce să mai vă spun. Toate lucrurile sunt bune, sunt frumoase. Și cam atât. Nu uitați, până data viitoare, iubiți toate animale și promovați terraristica.